Medicul Ștefan Tucă a lucrat ca medic rezident în Franța, unde s-a specializat în chirurgie generală și digestivă. A revenit în România și de peste 10 ani lucrează în sistemul medical privat. Este medic primar de chirurgie generală cu competență în chirurgia laparoscopică avansată, în chirurgia bariatrică, în proctologie, herniologie, flebologie, dar în sfera preocupărilor sale se află și chirurgia joncțiunii esogastrice, respectiv hernia hiatală și boala de reflux esofagian. Aș vrea să vorbim puțin despre boala de reflux esofagian, care este destul de des întâlnită în România, încă din copilărie și mai ales la vârsta adultă. În ce măsură cele două merg mână în mână, respectiv hernia hiatală și boala de reflux esofagian? Într-adevăr, cum bine dezvoltați anterior, cele două sunt, se pot asocia hernia hiatală și boala de reflux gastroesofagian, dar există totuși hernii hiatale care nu au și prezența, nu asociază prezența refluxului gastroesofagian, cum la fel de bine există reflux gastroesofagian fără hernie hiatală. Dar cele două se pot uh, întâlni destul de des, destul de frecvent împreună, și sunt uh, rezolvate împreună prin aceeași tehnică laparoscopică. Din experiența dumneavoastră, cam câte din cazurile care vin uh, le au pe amândouă? Uh, cam toate care ajung la operație. În general, în patologia bolii de reflux și a herniei hiatale, marea majoritate a pacienților care se adresează, se adresează pentru simptome supărătoare asociate refluxului gastroesofagian sau pentru hernii, descoperite, hernii hiatale descoperite întâmplător cu ocazia unei endoscopii pentru o suferință gastrică sau cu ocazia unui computer tomograf toracoabdominal. Care sunt semnele care indică o hernie hiatală? Semnele care indică hernia hiatală sunt indirecte, cum spuneam, sunt mai degrabă imagistice sau obținute cu ajutorul explorărilor paraclinice, mă refer aici la endoscopie, dar pot fi și semne directe atunci când hernia hiatală este mai mare. Hernia hiatală e de două feluri. Există o hernie de două feluri mari, o hernie hiatală de alunecare, în care practic o parte din stomac alunecă în torace ca urmare a faptului că hiatusul esofagian, adică locul pe unde esofagul trece în stomac la nivelul diafragmei, se lărgește și permite alunecarea stomacului în torace. Acesta e un tip, hernia hiatală de alunecare și există o hernie hiatală paraesofagiană sau hernie hiatală de rostogolire care se întâmplă alături de hiatusul esofagian. Hiatusul esofagian este indemn și stomacul se rostogolește printr-un, dacă vrei, printr-un orificiu situat lateral de de acest de acest esofagian. Poate trece neobservată mult timp hernia hiatală? Poate trece neobservată, nu sunt puține cazurile în care ea este descoperită efectiv întâmplător. Există pacienți care nu știu de uh, existența acestei hernii uh, și oricum ar fi ca și indicație operatorie, ne putem gândi la o indicație operatorie în cazul herniei hiatale la dimensiunea acesteia de peste 3 cm. În general, până la 3 cm, chirurgia nu este indicată decât dacă există un reflux gastroesofagian persistent, asociat cu inflamație esofagiană, cu apariția leziunilor de esofagită. Cum bine știm, Există uh, conținutul gastric, este acid, în momentul în care se întâmplă refluxul gastroesofagian acesta urcă în esofag, esofagul între ghilimele nu este învățat cu acest conținut acid uh, și dezvoltă un grad de inflamație care generează esofagită. Esofagita se împarte în mai multe grade, ultimul dintre ele este uh, esofagul Barrett, care e de fapt o, o, leziune, o leziune preneoplazică. Și atunci asta impune prezența esofagitei în diverse grade și prezența esofagului Barrett impune realizarea unei operații antireflux. O, odată operată hernia hiatală, putem spune că e vindecată, poate să existe și după anumite probleme. În general, chirurgia e de foarte mare ajutor pacienților cu hernia hiatală sau reflux gastroesofagian. Remisiunile 100% sunt prezente, dar în general există remisiuni cam de 90% care se mențin o perioadă îndelungată de timp. Asta ține cumva și de statusul pacientului. Există factori care pot accentua acest reflux, cum ar fi obezitatea. Dacă pacientul postoperator ia în greutate, să zicem, un 10 kg, există posibilitatea ca refluxul să reapară, dar nu în aceeași manieră în care era prezent, era prezent, anterior. În ceea ce privește recidiva, poate fi prevenită? Recidiva poate fi prevenită prin adoptarea unor măsuri care să schimbe, schimbe puțin stilul de viață al pacientului Asta este, asta este metoda, metoda principală Am întâlnit în între operațiile mele, am avut suficiente cazuri de hernie hiatală recidivată în România, de, să zicem, de cam de un deceniu, operația asta se face pe cale laparoscopică și e nevoie de, de ceva antrenament ca să ajungi să o faci bine, plus că indicațiile pe parcursul timpului în ceea ce privește tehnica operatorie s-au mai schimbat. Existau, înainte se făceau fundoplicaturi complete, pe 360 de grade se înmanșona, practic în asta constă operația, constă în realizarea unei valve după, cal după calibrarea hiatusului esofagian. Amintea mai devreme, adică locul pe unde esofagul trece în cavitatea abdominală, după calibrarea acestui orificiu, acestui hiatus esofagian, se înmanșonează porțiunea superioară a stomacului numită fundus. Ea se poate înmanșona pe 360 de grade, caz în care vorbim de o fundoplicatură completă, sau poate fi înmanșonată pe mai puțin, pe 270 de grade, caz în care vorbim de o fundoplicatură incompletă. Na? Și, practic, cât durează operația? Nu e o operație simplă, hernia hiatală, și presupune ceva dexteritate din punct de vedere chirurgical. În general, cam două ore, două ore și jumătate, cam atât durează o hernie hiatală obișnuită, să zic. Există și hernie hiatale, cum spuneam, recidivate, la care tratamentul e cum adaptat. E o întreagă discuție dacă pentru herniile hiatale mari, cu orificii de peste 5 cm sau mai mult, să pui sau nu plasă. Există voci care spun că n-ar -ar trebui pusă deloc, dacă reușești cât de cât să, să o rezolvi cât mai anatomic. Există situații în care ești obligat să pui pentru că altfel nu poate fi rezolvat pacientul. Există plase nerezorbabile care nu se mai folosesc în chirurgia gastroesofagiană, au apărut plasele rezorbabile. Am folosit astfel de plase cu rezultate foarte bune pentru, pentru pacienți. Și aveți și pacienți care au fost operați mai de mult de exemplu, când nu erau aceste plase rezorbabile și acum au venit și au nevoie de înlocuire? Nu, plasele sunt niște dispozitive medicale, să le spunem așa, care sunt adaptate și testate înainte de a fi puse pe piață. Nu e nevoie de schimbarea plasei. N-am avut vreun pacient căruia să-i schimb plasa. Am avut pacient cu hernie hiatală recidivată căruia am, am fost obligat să-i pun plasă și am pus una rezorbabilă. Iar uh, operația asta poate fi făcută și la copii? Uh, din câte știu eu, poate fi făcută cel puțin la, la nivel teoretic, nu cunosc pe cineva să opereze, un coleg chirurg pediatru care să opereze hernia tale la copil pe cale la Bănuiesc că vișcerele acestuia ne fiind dezvoltate, cum e cazul adultului, probabil că ar trebui, din punctul meu de vedere, temporizată această indicație Pentru că lucrurile se schimbă pe parcursul evoluției și dezvoltării acestui copil. Sigur că dacă se întâmplă să aibă probabil o hernie hiatală sau un reflux gastroesofagian persistent la vârste foarte mici, nu l poți lăsa până în viața de adult. Așa, trebuie făcut ceva, dar nu am cunoștință despre cum se rezolvă de către chirurgii pediatrici hernia hiatală în România în ceea ce privește intervenția aceasta, abonez că se face în momentul de față și la stat și la privat. Este o operație one surgery day, adică de o singură zi, sau e nevoie de o internare de mai multe zile în spital? Se face, din câte știu eu, și la privat și la, și la stat. Este o chirurgie laparoscopică, nu e o chirurgie one day surgery, pentru că, în funcție de. De modul în care reușești să faci fundoplicatura, să faci manșonarea aceea fundusului gastric în jurul esofagului inferior, pot apărea niște mici probleme postoperatorii, gen disfagie, adică pacientul prezintă dificult dificultății la înghițire, mai ales în cazul unei fundoplicaturi pe 360 de grade. E motivul pentru care eu prefer și, în general, la nivel, la nivel occidental, se preferă fundoplicatura parțială, pe 270 de grade, se cheamă tupe, mă rog un detaliu. Deci, din punctul ăsta de vedere, pacientul trebuie urmărit o zi, două. Eu personal țin pacienții cu hernie hiatală cam 48 de ore, scot tubul de dren din cavitatea abdominală la externare, le dau un regim oarecum specific în care cam cum funcționează în chirurgia bariatrică, regim prin care ei să treacă Treptat din, din, de la alimentația lichidiană ușor mai, mai văscoasă până la alimentația solidă pe o perioadă de 3 săptămâni. De ce e nevoie de, de un pic de urmărire și un pic de atenție din punct de vedere chirurgical în ceea ce privește această operație? Credeți că e nevoie de un screening, să spunem la pacienții, nu știu, care sunt la risc de a face hernie hiatală având în vedere că ea e descoperită de cele mai multe ori întâmplător? Personal nu cred că e nevoie de un screening. Pacientul oricum se prezintă, de obicei cel care vine să se opereze, are simptome de reflux gastroesofagian supărătoare, își cunoaște boala de mult timp, e oarecum sătul între ghilimele să ia în permanență medicamente care să reducă nivelul care să modifice nivelul PH-ului gastric, nu cred că screening-ul ar fi o soluție, pentru că există totuși pacienți care, deși simptomele sunt supărătoare, trăiesc cu ele. Nu cred că, că screening-ul ar fi, ar fi o soluție. Nu Refluxul gastroesofagian și hernie hiatală ajung rar să aibă o indicație vitală. Da? Nu, nu putem vorbi despre screening cum vorbim, de exemplu, în cazul cancerului dar puteți să ne spuneți ce se întâmplă dacă persoana refuză să se opereze. E teamă, nu știu, nu vrea, are alte frici. Care sunt riscurile? Ce se poate întâmpla? Dacă nu, nu, nu acceptă, e o, chestie pe care se, pe care, e o chestiune pe care și-o asumă pacientul. Ca atare, ce se poate întâmpla? Se poate întâmpla ca refluxul gastroesofagian să devină din ce în ce mai persistent Ca leziunile de esofagită să devină ulcerative Ca esofagul Barrett să devină cancer esofagian la un moment dat Cam asta se poate întâmpla, sau în cazul herniilor Hiatale paraesofagiene, acestea Pot deveni mai voluminoase și stomacul herniat în torace dă efectiv și niște și un fel de simptomatologie respiratorie, o simptomatologie toracică cu dificultăți de respirație, cu palpitații, cu simptome asemănătoare cu patologiile cardiace, stomacul herniat se poate, e citat în literatură, n-am văzut până acum, se poate strangula în torace, lucru care e poate fi dramatic, dacă nu e rezolvat. Care ar fi semnalul de alarmă pe care l-ați trage cu privire la hernia hiatală? Semnalul de alarmă. Cred că persistența simptomatologiei de reflux gastroesofagian sau apariția simptomelor respiratorii sunt deja semnale de alarmă și pacientul cred că ar trebui să se gândească în favoarea rezolvării laparoscopice a acestei patologii.